Bună! Sunt Adriana Silvica Lefter și în următorul material vom răspunde la întrebarea de ce este important soarele. Știți deja că Pământul și Soarele sunt două corpuri cerești care fac parte din sistemul solar. Soarele este o stea care este sursa de lumină și căldură pentru Pământ. Vă reamintiți că planeta noastră are o formă de sferă, puțin turtită, care se rotește în jurul său și în jurul Soarelui, așa cum vedeți în imagine, și astfel se formează ziua și noaptea. Vreți să aflați cum? Haideți să experimentăm împreună! Imaginează-ți că trebuie să explici unui prieten sau unei prietene de ce se formează ziua și noaptea. Ar trebui să faci un experiment prin care să-l convingi. Oare cum vei proceda? Ce obiecte îți sunt necesare? Alege din obiectele prezentate în imagini pe cele care seamănă cu soarele și cu planeta Pământ. Privește cu atenție ce obiecte vei alege. Alegem lanterna pentru că avem nevoie de o sursă de lumină. Aceasta va fi soarele și mărul sau mingea, care pot fi planeta Pământ. Iată, lanterna este o sursă de lumină și poate fi soarele. Puneți lanterna în mijlocul camerei pentru că soarele este în centrul sistemului solar. Pământul va fi mărul sau mingea, care se va roti în jurul său. Vedeți cum cade lumina pe măr? În partea luminată este zi, iar în partea cu umbră va fi noapte. Cum planeta Pământ se rotește, pe partea care acum este zi, când se va roti, va fi noapte. Acum este rândul tău să oferi câteva explicații. Folosește informațiile din video pentru a răspunde la întrebări. Oprește filmul, formulează răspunsurile, apoi te vei putea verifica folosind răspunsul meu. Ce s-ar întâmpla dacă pe Pământ ar fi noapte mereu? Dacă pe Pământ ar fi noapte mereu, nu ar mai fi viață pe Pământ. Fără soare, nu ar fi lumină și căldură. Viața nu ar fi posibilă fără soare. Ce s-ar întâmpla dacă pe Pământ ar fi zi mereu și noaptea nu ar exista? Dacă ar fi zi mereu, soarele ar încălzi foarte tare planeta și astfel viața nu ar mai fi posibilă și oamenii ar avea nevoie de timp să se odihnească. Ce s-ar întâmpla dacă soarele nu ar mai încălzi planeta? Dacă soarele nu ar mai încălzi planeta, aceasta s-ar transforma într-o sferă de piatră acoperită cu gheață și viața nu ar mai fi posibilă pe Pământ. La revedere!